Aplauze pentru Maria Popovici. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Avem o țară foarte, foarte frumoasă, dar nu e perfectă. O să o rostuim un pic, că e a noastră și ne permitem să facem haz de necaz. Bravo, okay? Maria! Okay. Am fost în Moldova, am călătorit într-o dubă cu 4 băieți și m-am integrat imediat. Avem o țară într-adevăr minunată, cu peisaje de vis, cu dealuri, munți și păduri precum capul lui Cristi Popescu, Chelite. Bravo! Moldovencele sunt femei frumoase și deștepte. Puțin știu asta, dar și eu sunt pe jumătate moldoveancă, adică sunt frumoasă. Se spune că moldovencele sunt peste tot prin țară, dar nu e adevărat, în Moldova nu mai e niciuna. Un moldovean nu recunoaște că e moldovean, se dă de gol. Natanticu, deși nu e moldovean, se comportă ca unul. Și-a vrut să-l bat pe Teo, da? Nici Dan Frânculescu nu e moldovean, așa miroase el. Dacă încep de jos. Mincu e născut la București, dar de ca la Bacău. Să ne zică și ador cum e la Bacău. Doar Popescu e din Suceava, care, vezi, Doamne, nu e în Moldova, e în Bucovina. Acum, vezi, Doamne, și Popescu e comediant. Dar ce asta? Nu e cu noi în echipă? Moldovenilor le place să aibă lucruri noi, schimbă telefoanele ca pe șosete odată la 2-3 ani. Se spune că oltenii sunt iuți la mânie, spre deosebire de ei, moldovenii sunt iuți la sub braț. Moldovenii sunt vestiți și pentru abilitățile lor sexuale, pot să facă sex cu tine și dacă vrei și dacă nu vrei. La Ruginoasa există o tradiție care se cheamă bătaia de dimineață, sau cum îi spun moldovencele, micul dejun. Micul dejun. Se întâmplă pe data de 31 decembrie sau oricând îți ia cineva locul de parcare. Inițial se numea insulta de dimineață, dar și-au dat seama că vorbele dor prea tare. Tradiția constă în... Lasă-ți aplaude, să le rog punctele. Mulțumesc. Asta zic. Tradiția constă în lovituri repetate în cap cu o bâtă de lemn și locuitorii sunt șocați că autoritățile locale au interzis acest obicei. Le-au propus un concurs de dansuri populare la schimb, dar tinerii nu mai pot ține ritmul, că au vertij de la bâtele primite în cap de o viață. Eu m-am simțit destul de bine, sincer, să simulez o astfel de bătălie, pentru că masca tradițională, dacă ați văzut, avea lațe, cioc și nasul mare, practic era fața lui Mincu. Acum că zice? Asta cu nasul mare? Okay. Iași este capitala modei în România, este într-adevăr așa cum și eu, sunt cea mai sexy femeie din România, dacă închizi ochii. Moldovenii înțeleg hainele cum înțeleg femeile. Trebuie să nu se rupă între picioare și să aibă dublură în genunchi. Am defilat pe un covor roșu și am fost judecați de influenceri. Doar Dan Frânculescu nu a fost criticat pentru haine, pentru că era mult mai grav cum arăta la corp. Atanticu a avut o ținut... Stop aici! Natanticu a avut o ținută care a strânit invidia tuturor celor care vând jucării în tren. Ea e cu noi în echipă? Minculescu, Mincu, cel mai sexy comedian din România, a fost îmbrăcat de parcă avea o formație de cover-uri în 2006 și a venit cu Popescu, care era sunetist. Eu am primit doar critici pozitive, probabil de teamă că aș fi putut face o glumă proastă de parcă mai poți râde de niște influencer după ce că nu le-ai dat pișcoturi și creme gratis.
Alcoolul pentru moldoveni este ca ambrozia pentru zei, îi face invincibil până vine jandarmeria. Moldovenii beau atât de mult încât sexul la beție e la orice oră. Mie îmi place că moldovencele când beau sunt ca stelele de pe cer, căzătoare. Se spune că moldovencele sunt femei ușoare. Eu sunt doar pe jumătate moldoveancă. Ușoară nu sunt, după cum se vede, dar dacă îmi pui etilotestul, suc. Vă mulțumesc foarte mult! Bravo, Maria! Pe drăguț! Mulțumesc! Am și eu o scrisoare de dragoste. Chiar dacă n-am fost lângă tine, iubire, am vrut să scriu și eu una. E ok? Poți să mai zic ceva? Ai, mă. Putem să nu filmăm asta? Gata, taci, să o citesc, da? Dragă Mincu, te iubesc foarte mult. Da. Dacă nu erai tu în viața mea să-mi fii alături și să mă iubești, era cu siguranță altcineva. Mă bucur că suntem căsătoriți și că după nici 8 ani în care mi-ai mâncat tinerețea, m-ai cerut când n-ai fost suficient de beat. Da, știu. N-o să uiți ziua aia. Ești cel mai bun soț pe care și l-ar putea dori cineva. Nu știu sigur cine, dar cineva. Când sare soarele dimineața, primul lucru, gândul îmi zboară la tine. Pentru că intru în bucătărie și văd că iar n-ai dus gunoiul. Câteodată mă gândesc ce m-aș face fără tine și lista e atât de lungă că îmi vine să plâng și moftic. În fiecare seară te visez numai pe tine, că nu mi-ar ajuta și mie Dumnezeu să visez frumos. Probabil că ne merităm unul pe altul, pentru că tu ești un om care merită tot ce e mai bun, de-aia mai e pe mine. Alo. Eu, mulțumesc. Asta, da. Din suflet am spus-o, să știi. Da, am simțit. Iar eu te am în viața mea pentru că trebuie să existe totuși un echilibru. Hai, Maria. Mulțumesc mult. Sunteți gata să facem rostul Ardealului? Bun, în Ardeal avem faimosul Cluj, sau orașul în care nu o să vezi niciodată reclame precum închiriez garsonieră la 2 minute de metrou. Sau râzi cu Cristi Popescu. Oh, da. Ardelenii sunt atât de lenți încât atunci când se deschide o casă nouă de marcat, se și închide până ajung la ea. În general, pisicile au 9 vieți, în Ardeal au una și bună. Eu am fobie de lifturi sau, cum le zic ardelenii, teleportoare. În Ardeal, curierii respectă întotdeauna ora la care zic că vin, nu și ziua. Când am filmat în Ardeal, mi-am chemat un taxi să mă ducă la hotel, încă l-aștept. M-am uitat la un film porno ardelenesc de 2 ore, se numește Preludiul. Ardelencelor le place sexul oral cum le place liceul, biling. Uneori în Ardeal mă simt ca în altă țară, în care românii refuză să vorbească în română. În Ardeal se mănâncă mult porc și dacă ești căsătorită se și pupă când vine de la muncă. Ardelenii au mâncare foarte bună, am mâncat tochitura ardelenească și e exact ca tochitura moldovenească, doar că vine foarte greu. Ardelenii mănâncă ciorba cu furculița, pentru că dacă mănâncă prea repede, se umflă în stomac. În Sighișoara medievală, când o femeie își înșelea bărbatul, ajungea în camera de tortură, unde era obligată să asculte bărbații cum vorbesc despre mașini. Ardelenii și-au concedii lungi ca să aibă timp să se hotărască unde se duc. Sighișoara e singura cetate medievală din Europa care încă mai e locuită, pentru că ardelenii din ea încă nu au terminat să-și facă bagajele. Vlad Țepei s-a născut la Sighișoara, dar ca orice lider care se respectă, cele mai mari țepe le-a dat în țara românească. Vlad Țepeș nu și-a primit porecla pentru că trăgeau oamenii în țeapă, ci pentru că vindea fake-uri de la turci.
Spre deosebire de Hagi, Vlad Țepeș nu a avut o relație bună cu turcii, dar totuși lui s-a făcut statuie. Dacă Vlad Țepeș ar fi venit la putere imediat după 89 și ar fi pornit război cu turcii, Nathan Ticu n-ar mai fi avut de unde să aducă blugi. Cetatea medievală datează din secolul XII, adică de când a făcut Nathan Ticu facultatea. Glumesc, Nathan Ticu n-a făcut facultate. În sfârșit, mă panicasem. Deși a lipsit, Nathan Ticu e singurul care a mai participat la mese medievale, în sensul că și la el acasă se mânca tot cu mâna. Mi s-a povestit mult despre Vlad Țepeș și cum pedepseau făcătorii trăgându-i în țeapă, dar în ziua de azi nu se mai întâmplă asta. Ultima țeapă pe care a văzut-o Sighișoara a fost în 2019, show-ul lui Nathan Ticu. Când am ajuns în cetatea din Sighișoara, niște oameni au făcut niște poze cu Dan Frânculescu, că au crezut că au ajuns la Notre Dame. Dan are succes la Ardelence, pentru că se prind greu la glumele lui. Are succes și la Onguroaice, că nu înțeleg ce spune. Și la femei din Ardeal, în general, care casă la București. Frânculescu de obicei mănâncă orice, dar la masa de seară nu a putut să se atingă de porc pentru că semăna prea mult cu el. Plus că Dan e caslănic, exact caslănin, are șoricul tare și miroasa usturoi. Tisi Popescu a petrecut toată ziua în camera de tortură pentru că e atât de prost încât n-a sesizat niciun tablou pe perete. El crede că tablouri înseamnă doar alea pe care scrie Good Vibes Only. S-a speriat foarte tare când a aflat că pedeapsa o să fie să stea toată ziua în camera de tortură pentru că a crezut că o să fie și nevastă sa. Ultima oară când Cristi a mai fost singur într-o cameră a fost când a avut show de stand-up la Sighișoara. Am fost și eu în camera de tortură, sau cum îmi place mie să-i zic, căznicia mea. Camera de tortură e până la urmă orice cameră în care trebuie să stai să-i asculți părele lui Mincu. Nu vreau să zic că e prost, dar Mincu a crezut că porcușorul de lapte se mănâncă cu cereale. Da, da, serios. La un moment dat, la masa medievală, au venit niște oameni îmbrăcați în haine specifice vremurilor și a trebuit să ghicim care este urmașul lui Vlad Țepeș. Mincu e atât de prost că i-a întrebat cum îi cheamă. Sincer, Mincu chiar are corp de cavaler medieval și față determinat. Eu la masa medievală nu am fost așa impresionată pentru că mâncasem porcușor de lapte și la micul dejun. Și sunt foarte sensibilă. Când am văzut că a venit doar un porc, m-am întristat că mi-am dat seama că ceilalți nu o să aibă ce să mănânce. Pe lângă friptură s-a servit ficat și rinichi. Când am auzit că o să servim organe, personal m-am dat cu ruj. Vă mulțumesc foarte mult! Aplauze pentru Maria Popovici! Mulțumesc mult de tot. Eu o să fac roast-ul Brașovului în această seară. Vreau să spun înainte de toate că e un oraș pe care îl iubesc foarte mult și acum că v-am pupat, să încep. Brașovul este cel mai frumos oraș din Țara Bârsei. Și acum pentru jumătate din populație care n-a auzit de Țara Bârsei, stați liniștiți că probabil nici brașovenii nu știu că ei trăiesc în Țara Bârsei. Adică la modul, cred că brașovencele sunt mândre că sunt din Țara Bârsei, cum sunt moldovencele mândre că sunt din București. Iar de moldovezi, Moldov. Brașovul este un oraș puternic pentru că unde surși puterea crește. Au foarte multe instituții de învățământ în limba germană pentru că românii trebuie să învețe să aducă corect mașini second hand. Da, Brașovul este un oraș la munte, dar din păcate este teribil de poluat. Brașovul are mai puțin oxigen decât am eu când îmi vorbește Frânculescu de aproape. Acum vom avea aeroport și în Brașov, deși mulți ani aeroportul din Brașov a fost ca mâncatul cu tacâmuri în Moldova. Un proiect în derulare. Motivați de succesul metroului din drumul Taberei și cum brașovenii sunt oameni foarte punctuali, au zis în 2012 că fac aeroport și nici 10 ani mai târziu s-ar putea, la un moment dat, să fie gata.
În Brașov avem numele orașului scris mare pe tâmpa, ca brașovenii să nu-și o ia în cap și să uite că sunt din provincie. Piața Sfatului e un obiectiv turistic de neratat, pentru că poți vedea lucruri unice în lume acolo. Este o fântână, magazine, este și găinați de porumbei, foarte frumos. Cerbul de Aur este un festival la care participă mulți artiști naționali și internaționali care vor rămâne întotdeauna în sufletele oamenilor de vârsta a treia. La câțiva kilometri de Brașov se poate vizita și Castelul Bran pentru amatorii de țepe turistice. Poiana Brașov este locul unde vin să schieze moldovenii care vor să se întreacă în cine are blugii mai scumpi. Totul e atât de scump în Poiana Brașov încât la recepție, la pensiune, au birou de credite. Biserica Neagră este o biserică în stil gotic, iar Mincu e atât de prost că m-a întrebat dacă trebuie să ai piercing-uri și părul mov ca să o vizitezi. Strada Sforii și-a primit numele pentru că este foarte strâmtă. Dacă s-ar numi o stradă după mine, s-ar numi... Dar haideți, vă rog frumos, că este loc. Haideți și domnul, nu e bun. Sigur că da. E atât de îngustă încât Frânculescu nu încape pe lateral din cauza sânilor. Sunt multe restaurante în Brașov unde poți să mănânci carne de vânat sau, cum îi zice Natanticu, ce nu s-a dat din fața mașinii. Brașov este capitala țării Bârsei. Lui Mincu îi plac foarte mult bârsanele, dar și femeile. Pentru cine nu știe, bârsane se mai zice și la oi. Și uite, acum i-am strânit interesul lui Popescu. În Piața Sfatului am purtat cu toții armuri și am avut de căutat elementele lipsă din costumele noastre. Frânculescu în armură arată ca un cârnat polonez învelit în staniol. Serios, acum singura piesă care lipsea din costumul lui Frânculescu era sutien. Nu vreau să zic că îi merge rău în carieră, dar în timp ce noi eram în competiție, în timp ce căutam piese din armură, Popescu căuta monede în fântână să-și ia un nest de la aparat. În Atanticu i-a plăcut foarte mult că era piatră cubică în Piața Sfatului, pentru că putea să caute chiștoace între dale. Chiștoace. Mincu m-a cucerit cum cucerește un cavaler o cetate, a dărâmat poarta cu berbecu. Nu, dar serios, se poartă cu mine precum se poartă un cavaler cu calul lui. Adică mă mângâie, mă călărește, mă dă cu soluție pentru căpușe. Nu știu dacă ați văzut, dar în armură Mincu arată ca un cavaler care se joacă de-a contabilul. Și sincer, cred că ar fi un cavaler foarte bun, că e singurul care poate să se dueleze și cu nasul. Problema e că e atât de prost că ar fi în stare să-și calce cămașa cu zale. Și probabil ar fi singurul cavaler care ar întârzia la bătălii pentru că trebuie să-și usuce păr. Popescu e atât de prost încât atunci când a auzit că o să dansăm brașoveanca, a întrebat dacă primim fiecare câte una. Dar a prins repede 3 pași înainte și 3 înapoi, pentru că exact așa e cariera lui în stand-up. Așa cum v-am mai spus în dățile trecute, eu sunt pe jumătate din Bacău și am vrut să le arăt cum se dansează și băcăuanca, dar nu am găsit un club cu bară. Singurul dans pe care știe Frânculescu e dansul pinguinului, pentru că așa arată el. Natanticu s-a bucurat foarte mult de dansul popular pentru că i-a adus aminte de publicului de stand-up. Am vizitat și din Dinoparc, unde poți vedea ce dinozauri trăiau pe vremea când s-a născut Natanticu. Am văzut acolo peste 100 de dinozauri și, sincer, tot Frâncu mă sperie mai mult. Mulțumesc mult de tot! Domnilor și domnilor, aplauze pentru Maria Popovici! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Eu întotdeauna mi-am dorit să văd Delta Dunării. Mi-am dorit să o văd cu prietenii și cu bărbatul pe care îl iubesc, dar, na, acum s-a nimerit în contextul ăsta.
E imposibil să ajungi în Surina dacă nu iei bacul. Natanticu, când a auzit că trebuie să luăm bacul, a pus 50 de lei într-un pachet de șervețele. Intră atât de multe droguri în țară pe canalele din Delta, încât se zvonește că s-ar putea să se mute Antoldul la Sulina. Surina este unul dintre puținele orașe în care poliția prinde pești și chiar nu le mai dă drumul înapoi. Turiștii se duc la pescuit și în Sulina și în Mamaia, diferența fiind că în Sulina momeala nu e cheia de la mașină. Deși erau mulți țânțari, în jurul lui Frânculescu roiau doar muștele. Oricum să te dai cu spray anti-țânțari în Sulina e ca și cum ai umbla cu lanțul la vedere în București. Mai rău îi întărâți. Lui Natanticu i s-ar potrivi meseria de pescar, pentru că e obișnuit să bea mult și să stea degeaba la muncă. True, adevărat. În excursie lui Frânculescu i s-a recomandat să poarte vestă reflectorizantă, să nu fie confundat cu un porc mistreț. La una dintre probe, după cum ați văzut, m-au îngropat pe plajă și mi-au făcut coadă de sirenă din nisip. Inițial au vrut să mă îmbrace în costum de sirenă, dar n-au găsit pentru mine decât unul de orcă. Trebuia să-mi orneze coada, iar cât timp Mincu a căutat melci, Natanticu a căutat scoici și Cristi Popescu a căutat punctul G. Nu l-am găsit. A fost o experiență ciudată, sincer, să fiu îngropată, dar mi-am dat seama cum se simte bucălaie când are și-o cu micuțul. Mulțumesc! Mincu e atât de prost, încât când a auzit că vor să mă facă sirena, au crezut că o să mă urce pe mașină de salvare să zic Nino Nino. Chiar am crezut. Așa ai crezut? Am avut o probă la care a trebuit să vâslim. Am vâslit mai mult decât Mincu, dar sunt obișnuită să-l trag după mine. Glumesc. Mincu este ancora mea, în sensul că mă ține în loc. Lipoveni bea atât de mult încât conduc bărcile cum conduc mașinile în apă. Vă mulțumesc mult de tot și mulțumesc că ne-ați primit la Sulina. Este într-adevăr un loc minunat și aș vrea să rog foarte, foarte mult oamenii care vizitează Delta Dunării să o păstreze așa frumoasă cum este, pentru că pe cât e de frumos, noi mergem în fiecare an acolo și din păcate este plin de chiștoace pe plajă și de peturi pe apă. Îmi pare rău, asta nu e o glumă, dar încercați să protejați Delta Dunării. Mulțumesc frumos! Așa e, domne! Așa e! Mulțumim mult de tot. Eu și Mincu vom face împreună rostul Bucureștiului. Amândoi suntem din București. Eu sunt din drumul Taberei, el este din Colentina, din partea cealaltă a orașului și m-am îndrăgostit de el când am văzut ce distanțe lungi parcurgea ca să mă... Așa este. București sau orașul care nu doarme niciodată, iarna de fric și vara de manele. În București sunt atât de mulți bombardieri încât dacă strigi boss, se întoarce jumătate de autobuz. Încă se poate spune despre București că este micul Paris, pentru că ambele orașe sunt pline de cerșetori români. Legenda spune că numele orașului a fost dat de ciobanul Bucur. Nu știu dacă e adevărat, dar foarte mulți conduc ca niște boi, iar mulți se înghesuie ca oile la promoții la tigăi. Este orașul în care trebuie să asculți manele în trafic ca să fii respectat și pe speaker în tramvai ca să nu se audă când îți tai unghiile. În București, femeile conduc foarte bine pentru că toată lumea conduce prost. Avem foarte multe covrigării, se mănâncă atât de mulți covrigi încât câinilor le e frică să mai umble cu ei în coadă. Dimineața sunt foarte mulți oameni înghesuiți în metrou, cum sunt cardurile de la farmacii în portofelul lui Frânculescu. Metroul din București e atât de aglomerat încât cobori unde poți, nu unde trebuie. Este atât de aglomerat încât n-ai loc nici să cânți la acordeon. Este orașul unde oamenii vin din toată țara ca să-și îndeplinească visul de a plăti 30 de ani credit la un apartament în militari.
La noi se schimbă foarte des bordurile. Să crezi că bordurile sunt problema orașului e ca și cum Frânculescu ar crede că problema lui sunt ochelarii. Fațadele clădirilor din centrul vechi sunt ca sfârcurile lui Frânculescu, roase de vreme. Și de Maria. Așa este, eu irod sfârcurile lui Frânculescu. Fanteziile lui Frânculescu. În București sunt peste tot anunțuri cu atenție ca de tencuială, disclaimer pe care ar fi trebuit să-l primesc și eu când m-am combinat cu Maria. Sunt foarte multe studiouri de videochat în București și e de înțeles pentru că sunt foarte multe secții la AS. La Casa Poporului au muncit 700 de arhitecți pentru că fiecare când a venit a întrebat cine v-a lucrat aici. În București sunt atât de mulți parcangii încât Natanticu e nevoit să facă stand-up. Pe sub Arcul de Triumf se trece ca să se sărbătorească o victorie. De exemplu, ultima oară a trecut pe sub el Popescu când s-a râs la show. Sau Frânculescu când a câștigat lupta cu clamidia. Sau Natanticu când și-a luat primii blugi din banii de la Taxi Driver. Încă iară, sunt pe el. Arcul de Triumf a fost declarat monument istoric în 2015, după ce și-au dat seama că nu pot să-l demoleze să facă un bloc. Catedrala Mântuirii Neamului are 120 de metri înălțime. Un metru pentru fiecare pagină din dosarul de securitate al Patriarhului. Oh. În București avem și faimoasa Piața Obor. Poți să-ți cumperi de acolo parfumuri originale din portbagaj de la Natanticu. Piața Obor este renumită și pentru varietatea mare de covoare, sau cum le zice Popescu, tablouri fără ramă. În București te pândesc țepe la tot pasul. Imobiliare, samsari, show-uri cu Mincu. Îmi fac sex cu Mincu, mă simt ca și cum aș fi cu un parcangiu în București. Trebuie să-i zic într-una, dai, 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 hop, hop, gata. Șeful, bem și noi o cafea? Pentru cine nu știe, Mincu a terminat facultatea de actorie și ASEUL. Nu vreau să spun pe care din ele le-a făcut degeaba. Cred că se înțelege de la sine din toate filmele în care nu joacă. Când ne-am cunoscut, i-am făcut foarte multă curte Mariei, că n-avea loc în casă. Pe atunci aveam un Logan alb. Faptul că s-a urcat în mașina aia fără să strâmbe din nas m-a făcut să-mi dau seama că n-are sens să o mai duc la restaurant. E suficient un sandwich din benzinărie. Mă rog, în cazul ei 6. Nu vreau să zic că e proastă, dar a crezut că încălzirea globală este soluția lui Nicușor Dan la rețeaua de termoficare din București. Ne-am căsătorit în 2019 și a fost foarte tristă la nuntă când a aflat că tortul trebuie împărțit și invitaților. Prima dată când am văzut-o pe Maria dezbrăcată, avea un tatuaj pe spate și scria aparatul nu dă rest. Cu toate astea, Maria, te iubesc super mult, mai scrie aici. Și eu te iubesc foarte mult. Da. Hai. Să se pupe mie.